Și iată, ne reveniți, dragilor, exact cum, cum v-am promis. Ne relaxăm un pic, ne întindem un pic pe canapeluțele astea. Altceva, altceva. Se simte altfel. Mult mai bine decât la masă, hai să fim serioși. Nu acum, dar mă gândesc serios. Am terminat cu vacanța, gata. Ne-am mobilizat. Păi de-aia sunt aici, dar ce se întâmplă după ora 11, nu mai știm. În orice caz, până la ora 11 avem evenimente, dragilor. Evenimente la care vă așteptăm, evenimente la care sunteți invitați. Și noi vom vorbi despre o serie de spectacole, concert, chiar în momentele următoare. Rămâneți alături de noi să aflați despre ce e vorba. Și avem o serie de concerte, spectacol, dragi prieteni, numite franțuzește de-a dreptul superb, în această limbă de-a dreptul superbă, de Nos Oiseaux, iar alături de noi sunt Anca, Laura și Tibi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la Mondern Matinal! Abia așteptăm să aflăm mai multe despre această serie de spectacole, această serie de concerte care ne încântați. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație, ne bucurăm mult să fim alături de voi aici. Sunt niște concerte, spectacol, omagiu adus poetului român-francez Tristan Tzara și ele au fost gândite, au venit din dorința de a ieși puțin din tiparul recitalului obișnuit. Și atunci aducem și elemente de concert, dar și de spectacol. Avem recuzită, avem videoproiecții, costume și toate care vin în sprijinul muzicii și poeziei. Pentru că asta este de fapt un recital, îmbinarea între muzică și poezie, sprijinite de toate lucrurile astea. Cum s-ar spune, îmbinarea tuturor tipurilor de artă. Da, da, absolut, pentru că avem și momente în care vom recita, momente în care, sigur, evident, cântăm și există și o regie, va fi și o regie foarte, foarte interesantă. Și primul spectacol, concert-spectacol, este la Techiriol, la Biserica Catolică, în data de 9 august. Deci așteptam vineri. Deci nu o să fie doar un spectacol de muzică, o să fie, cum a zis Laura, un spectacol de artă total. Deci înseamnă muzică, poezie, o să fie și lumini, o să facem și un pic de actorie, o să vorbesc și eu un pic franțuzesc. Deci un spectacol complex. Absolut, exact, de artă absolut. Total. O multisenzorial, așa. Uh-huh. O să vin și oameni care o să se bucurie de această experiență. Ce să zic? Deci, vine așa un citat de Jean Cocteau, care spunea: un artist nu mai poate să vorbească mai mult despre arta sa decât o floare despre orticultură. Deci, e un pic așa dadaist, dar așa sună. Dacă vreți, doar mă vorbim de Tristan Tzara, care era un până la urmă un adept. Spectacol. Exact. O să fie exact. Cu adevărat dadaist, adică... Și o să înțelegem mai bine și curentul acesta dadaist. Da. Absolut. Bănuiesc. Da. Cu siguranță, pentru că totul este în poezie, dar și în muzica pe care a compus-o Elena și îi așteptăm pe toți, un număr cât mai mare. Și intrarea este liberă. Deci, un amănunt foarte, da. Foarte bun de știut. Ce invitație generoasă mi se pare la un astfel de spectacol să fie și gratuit. Cum se simte de partea voastră? Care sunt emoțiile? Cum a fost procesul? Spuneți-ne și voi câte ceva. Încă pornind de la Laura, de la compoziția. Da, pentru că de acolo a început totul. Lucrurile s-au legat cumva firesc. Laura a fost mereu o susținătoare activă acestui proiect. Chiar din prima fază, când i-am propus ideea. Și în continuare, ceea ce facem la repetiții este doar să construim un spectacol. Eu pot să spun că munca încă nu s-a terminat și va continua până în ultima secundă. Munca bănuiesc ca încă nu se termină niciodată. E adevărat. Voi lucrați în timp ce, adică voi aveți deja spectacole și în continuare lucrați la ele. Le îmbunătățiți din ce în ce mai mult, ca să înțeleg. Primul spectacol va fi la Techiriol, vineri. Am înțeles. Acum suntem pe ultima sută de metri. Ultimele repetiții. Da. Da. Am înțeles. După aceea vom înregistra toate aceste liduri, toate aceste cântece
Și sigur că apoi continuăm turneul și la Casa lui George Enescu, la Tescani, și între timp și repetăm exact ce ne-ați întrebat. Și vom fi și la București, apoi la Bruxelles și la Paris, împreună cu Elena, vom susține și o conferință despre muzica femeilor compozitoare din România. Ah, ce frumos! Da, este un lucru despre care m-ați uns pe suflet, de abia aștept. La ăsta, adică și la ăsta pe de acum, dar când mi-a spus de gata. Tu ai făcut compoziție? Nu, eu am făcut canto clasic. Ce frumos! Da. Minunat! Da. De aia se apropie imediat de mult cu sufletul de voi și de această frumoasă artă. Și noi toți, de altfel, până la urmă, noi cu toții aici la Modern Matinal. Sunt foarte curios de acest titlu, destul de abstract, titlul în limba franceză, De nos oiseau, păsărilor noastre, da. în limba română. Cum s-a născut, de la ce a venit ideea? Te rog, spune-ne mai bine, cum e? De nos oiseau, da. Parcă sună altfel decât ieși afară. Bună oameni, adică dacă spui că are de nos oiseau, are un pic ceva și unde bun ești. E un subtext, este un subtext foarte rafinat. Ok. Și este un volum de poezii scris de Tristan Țara, care, din păcate, nu există, nu este tradus în limba română. Nu s-a găsit o traducere. A căzut un pic în dezuetudine în România. În franceză este foarte cunoscut, dar, din păcate, în România nu este foarte... Nu este atât de cunoscut și nu este nici pe departe atât de apreciat pe cât poate ar trebui în literatura română, cât și în cultura, în cultura românilor. Absolut. Și tocmai de aceea mi se pare extrem de curajos, mai ales că abordați un artist și o operă care nu este foarte cunoscută și de fel știu pentru publicul din România, din păcate, când nu este foarte cunoscut, nu este nici foarte... dorit. Și aici mă refer la publicul spectator. Sigur, pe care l-a așteptat. Nu este un șlagăr, dar nu pot să spui că nu ar fi dorit. Aici este aportul Elenei, pentru că ea a luat acest volum de poezii și a văzut ceva acolo și a pus pe o muzică splendidă aceste poezii cu totul speciale. Așteptăm traducerea. Iată prima traducere, sperăm să fie de tine făcută. În spectacol vor exista, va exista lectura a trei poeme în română și în franceză. Deci va fi un prim pas spre traducere. Însă vreau să spun un alt lucru legat de creația lui Țara. Am căutat pe internet și am găsit faptul că a scris numai puțin de 52 de volume de poeme. Iată. Cam un poem pe an. Ceea ce mi se pare uriaș. Da. O creație impresionantă. O creație... Nu știu câte dintre ele sunt traduse în română. Într-adevăr, o creație impresionantă, cu siguranță prea puțin în orice caz, ceea ce privește pe Tristan Țara. Și vă mulțumim tare mult că ni l-ați adus aici un pic mai aproape de noi în această dimineață și mult mai aproape de un public pe care sper să-l aveți la Techir Girl, cât și la celelalte spectacole. Vă mulțumim foarte mult, Tibi, Elena, Laura, pentru această intervenție. Mulțumim.